de supraviețuitori colectiv au trimis o scrisoare Vioricăi Dăncilă și ministrului Sorin Apintea, prin care cer înființarea unui mecanism național de intervenție de urgență în cazul accidentelor cu victime mari arși. Semnatarii spun că azi nu este respectat nici măcar dreptul la viață, prin condițiile care pot fi oferite unor astfel de pacienți. Corina Crețu trebuie să se decide dacă este comisarul UE sau al PNL, a susținut deputatul Ioan Dârzu, lider al PSD Alba. Socialdemocratul îi cere lui Crețu să spună dacă politica de absorpție a fondurilor se face cu guvernul sau doar cu unii primari PDL la cafea și recepții scumpe. Audierile pentru CNA, Gerpres și șefia ASF au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Decizia vine ca urmare a solicitării din partea PNL și UDMR de amânare a votului, deoarece formațiunile trebuie să participe la congresul PPE. Un număr de 191 de angajați ai penitenciarului Codlea din județul Brașov și-au câștigat sporurile salariale aferente anilor 2013-2016. Decizia Curții de Apel Brașov este definitivă, iar banii vor fi primiți eșalonat. Cetățenii americani sunt chemați azi la urne în alegeri legislative parțiale și regionale, scrutinul fiind considerat un test pentru președintele Donald Trump. În scrutin vor fi desemnați 35 de membri ai Senatului din totalul de 100 și toți cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentanților. În plus, vor avea loc alegeri regionale și locale în 10 de state americane. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.